Felicit pe domnul ministru Tudose și de asemenea pe domnul ministru Petrescu. Sunt două domenii extrem de importante pentru România, și economia și ministerul pentru IMM-uri. Sunt lucruri pe care le-am făcut deja din programul de guvernare, atât la Ministerul Economiei cât și la IMM-uri. Mai sunt foarte multe lucruri de făcut. Eu am încredere în cei doi colegi ai mei. Sunt convins că ceea ce înseamnă prioritățile celor două ministere vor fi puse în practică într-un ritm alert. Sunt ministere care sunt adiacente, dacă vreți, ca și profil. Îmi doresc pentru Ministerul Economiei să începeți, domnule ministru, cu revitalizarea industriei de apărare. Avem în programul de buget, în proiectul de buget, de fapt, că deja e aprobat, așa cum știți, 2% pentru apărare. Mi-aș dori ca marea parte a acestei sume să fie cheltuită în România. Și astfel încât să putem să ajutăm industria națională de apărare. Asta ca să amintesc doar unul din domeniile pe care dumneavoastră le coordonați. Iar la dumneavoastră, domnule Petrescu, de fapt ați și făcut lucrul ăsta până acum, dar așa, pe termen scurt, dincolo de startup și toate măsurile pe care le-ați adoptat deja, mă interesează să faceți rapid proiectul pentru legea prevenției. Sunteți cei care coordonați acest grup interministerial. E nevoie. S-a început. Vreau să lucrați ca și prioritate pe legea prevenției și, sigur, pe toate măsurile pe care le avem în programul de guvernare. Da? Așa este, da. Domnul ministru? Mulțumesc, domnul prim-ministru. Ca să răspund la ceea ce ați spus, săptămâna viitoare deja am stabilit o întâlnire cu ministrul apărării pentru a ne pune de acord cu necesitățile armatei române și capacitatea de producție a industriei românești de apărare. De asemenea, în cel mai scurt timp vom prezenta o analiză, o situație și un plan de măsuri pentru a transforma, sau pe baza celor doi giganți a economiei românești, Transgaz și Transelectrica, să încercăm să transformăm România într-un hub energetic pe Balcani. E păcat să nu folosim resursa pe care o avem. Vom acționa conform programului de guvernare în tot ceea ce înseamnă parte de minerit neenergetic pentru valorificarea superioară a minereurilor din România, că să nu mai exportăm pe românește minereu de cupru, ci să încercăm să producem plăci de cupru, produs finit, și e valabil și în alte domenii, pe alte zone de minereuri. Și ajungând până la resursa naturală, apa, care este foarte importantă, avem cea mai bogată resursă de apă minerală din Europa și nu știm să o folosim cum trebuie. Așa cum ați spus, împreună cu IMM-urile să acționăm pe zona de competitivitate, fiindcă aici, într-adevăr, avem o problemă dacă vrem să cucerim piețele externe. Și tot printre priorități, cu toate că toate nu poate să existe o ierarhizare între ele, se vor întâmpla simultan, toate problemele pe care le avem cu închidere de mină, halde de steril, unde ne așteaptă zile grele, din punct de vedere și european, dacă vreți, având o mulțime de presiuni pentru a le închide. Ne uitând de Olchim și alte situații asemănătoare, unde lucrurile trebuie finalizate cu succes. Și din punct de vedere al impactului economic, și din punct de vedere social, fiindcă sunt mii de oameni care au locul de muncă acolo. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule prim-ministru. După cum probabil știți, eu provin din sectorul de business. Cunosc bine mediul de afaceri populat în proporție de 99% de IMM-uri. Sunt probleme stringente și aș puncta doar
accesul dificil la finanțare, o insuficientă dezvoltare a culturii exportului de către filme românești, punându-le într-o poziție de penetrare dificilă a piețelor externe. Evident că avem programul Startup Nation, 10.000 de firme, 20.000 de locuri de muncă pe an. Este deosebit de important și din perspectiva trendului negativ înființări versus radieri. Este un program central capitolului IMM-uri, program de guvernare și, așa cum am obișnuit și în portofoliul trecut, voi focusa mult special atenția pe materializarea acestui program. Este de asemenea foarte importantă consolidarea diplomației economice, toată rețeaua de atașați comerciali. Voi căuta să eficientizez și să optimizez activitatea reprezentanților noștri în ambasadele străine, în ambasadele românești din străinătate și, desigur, după cum foarte bine dumneavoastră ați menționat, adoptarea cât mai repede, într-un mod cât mai transparent și obiectiv, a legii prevenției și crearea împreună cu mediul de afaceri a unui cadru legislativ fiscal care să nu fie advers mediului de business, ci din contră să fie predictibil și flexibil. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc! Vă urez succes! Mulțumesc mult! Domnul ministru, o să vă transmit după, împreună cu domnul ministru Tudose. Domnul premier, ați avut câteva momente față-față cu președintele Klaus Iohannis la Cotroceni. A fost un subiect de discuție special? Nu, decât a urat succes echipei în noua formă. Mulțumesc mult!